Acum câțiva ani am intervievat un foarte bun scriitor israelian. Și în momentul când m-am întâlnit cu el, primul lucru pe care mi l-a spus a fost: ce faci? Era o familiaritate care m-a luat prin surprindere. Văzând nedumerirea mea, el mi-a spus că a crezut că ce faci este un salut în limba română, pentru că îi auzea deseori pe stradă pe evreii veniți din România, când se întâlneau, spuneau: ce faci, ce faci? Cum ați fost primit? Exista o comunitate românească în Israel când ați ajuns? Eu am ajuns, Israelul avea în jur de 2 milioane de oameni, dintre care cel puțin 300 de mii erau de origine română. Se auzea românește pe stradă, erau chioșcuri la care se vindeau lozuri de loterie la Loteria Națională și aproape toți erau români. Până și în armată am fost. La un moment dat am lucrat într-o bază de aprovizionare cu combustibil. Tot personalul de acolo era de origine română, se vorbea românește. Și la un moment dat, ca să ne amuzăm, le-am sugerat să vorbim românește, dar cu cuvinte ebraice. Și când veneau soldați din alte baze militare, nu înțelegeau ce spuneam și ne întrebau: ce limbă vorbiți voi aici, că ebraică nu e. Toate cuvintele erau ebraice, dar structura limbii era românească. Erau foarte mulți evrei de origine română atunci. Între timp, mulți au plecat spre o lume mai bună, copiii lor nu mai vorbesc românește, sunt de origine română, mulți mai au încă pașapoarte românești, dar nu mai e aceeași pondere ca atunci, oricum sunt de atunci. 55 de ani. Ați plecat apoi la BBC. Cum simțeați amenințarea securității cât timp ați fost la BBC? Povestiți despre, în carte, episod cu un atentat asupra unui jurnalist bulgar asasinat. Simțeați o amenințare din partea securității? Simțeați o tensiune? Până atunci nu. Dar în perioada aia s-a produs, nu mai țin minte exact, s-a produs atentatul asupra Monicăi Lovinescu la Paris. Au murit în circumstanțe foarte suspecte doi foști șefi ai Europei Libere, secția română de la München. Și după aceea a venit și asasinarea lui Markov. În momentul ăla am început să ne gândim că poate regimurile comuniste din răsăritul Europei și-au schimbat atitudinea față de noi. BBC-ul n-a fost considerat niciodată un post de radio ostil. Europa Liberă, da. Dar în afară de faptul că Europa Liberă era oarecum bruiată, BBC-ul n-a fost niciodată bruiat, din câte știu, nu existau alte amenințări. Din acel an au început să se ia și măsuri de precauție mai stricte la Bush House, clădirea în care erau serviciile externe, și îmi închipui că și la Europa Liberă s-au luat măsuri mai stricte de securitate. Dar până atunci nu ne-am simțit amenințați. Aveți și un episod în carte în care vorbiți despre un posibil agent infiltrat a BBC, Martin, având cod Martin. Și credeți că erau astfel de infiltrări în structura BBC? Personal nu cred, dar știți cum e, nu poți să știi niciodată. Martin, numele apare într-o telegramă, într-un schimb de telegrame între rezidentul de la ambasada
României de la Londra, cu alte cuvinte, spionul camuflat, și centrul de la București, care au fost interceptate de serviciile secrete britanice. Și în acest schimb de mesaje se vorbea de rezidentul de la Londra sugera infiltrarea în secția română a unor agenți din România prin intermediul unor țări terțe. Pentru că în ultimii doi ani veniseră la BBC doi noi redactori, eu și un coleg din Israel și doi din Franța. Și atunci se sugera ca, plantând în aceste două țări niște agenți, tineri agenți români, ar fi dat examen la BBC și dacă reușeau, ar fi fost plantați în secția română. Dar acum să vă mai spun ce cred eu. Eu cred că multe rapoarte la centru erau mincinoase. Adică ca să justifice existența și salariul, mulți inventau agenți de influență. Uite, încă puțin am să racolez pe cineva. Prietenul meu care a venit din Israel la un moment dat, nu mai țin minte pentru ce, a trebuit să se ducă la ambasada română. Și acolo un funcționar l-a întrebat ce mai face, ce se mai aude în secția română, la care prietenul meu a spus direct: dumneata, vrei să mă racolezi? Și tipul era să cadă de pe scaun. Vai, cum se poate să mă acuzați de așa ceva? Personal, nu cred că am avut un adevărat agent infiltrat în secția română. Am avut un coleg, Mircea Stoie, care povestesc în carte, avea cetățenie română, avea pașaport de cetățean român stabilit în străinătate și el era singurul care frecventa toate evenimentele de la ambasada română și mulți spuneau în secție, el spune acolo tot. Ce putea să spună? Noi eram post de radio, adică noi ce aflam, transmiteam la radio. Dar asta este, probabil că de acolo spuneau că el e un agent de influență sau cum a fost cu mine când interpretam pentru delegațiile românești. Eram foarte politicos, nu făceam politică, nu făceam remarci personale. Sunt convins că unii delegați când s-au întors au spus cui trebuia să spună: domnul Galbinski ar putea fi un prieten al României și al regimului. Cum sunt convins că spuneau despre mulți alții. Când ați ajuns în România după Revoluție, care a fost prima impresie pe care ați trăit-o? Venit în august. Și nu știu dacă ați fost vreodată în Anglia, dar Anglia e foarte verde. Când vii de sus cu avionul, vezi întinderi uriașe cu toate nuanțele de verde. Și când am ajuns în România în august, nu era verde, era gălbui, totul părea ars. Prima impresie a fost îngrozitoare. Ne-am dat jos din avion, erau câini maidanezi pe aeroport, toate instalațiile erau rudimentare, banda rulantă. Era o întoarcere în timp, dar în foarte mult timp, nu numai în spațiu. După aceea, nu trebuie uitat, erau doar câteva luni de la Revoluție. Nu se găsea aproape nimic de cumpărat. Noi aveam acces la magazinul diplomaților de lângă Atene Palace. Eram foarte privilegiați din punctul ăsta de vedere. Și mai e ceva. Eu am plecat la 20 de ani și, cum explic în carte, de la 16 ani nu prea mai eram conștient de ce se întâmpla în jurul meu. Citeam foarte mult și dansam rock and roll. Deci aș putea să spun că eu n-am cunoscut viața din România așa cum au cunoscut-o cei care au plecat la 30-35 de ani, care au mai avut timp și să lucreze, poate au fost obligați să intre în Uniunea Tineretului Muncitor, cum se numea atunci, sau în Partidul Comunist. Deci pentru mine a fost o mare, mare noutate tot. Și în plus, eu nu-s bucureștean. Cunoșteam Bucureștiul, veneam la familie de multe ori, dar nu-l cunoșteam bine.
Și atunci am fost ajutat, povestesc în carte, de avocatul Corpaci și familia lui. Am fost foarte mult ajutat în primele luni și chiar primii 2-3 ani când veneam. Bucureștiul m-a frapat atunci prin faptul că, deși era vară și eram îmbrăcat ca majoritatea celorlalți bărbați în blue jeans și un t-shirt, o bluză, dacă eram interpelat pe stradă, eram interpelat direct în engleză. Și am întrebat la un moment dat pe o reporteră din Statele Unite, cred că era, de ce mi se adresează direct în engleză? Cum știu că sunt străin? Și ea mi-a explicat. Zice, manierismul tău, zâmbești, te uiți direct în ochii oamenilor, nu te foiești, stai, mergi drept, se vede imediat că nu ești de aici. Deci mi-a trebuit un oarecare timp să mă obișnuiesc. Și mai e un episod extraordinar pe care nu-l povestesc acolo. Când m-am întors în prima lună, după o lună la București, l-am întrebat pe colegul și prietenul meu, Traian Ungureanu, zic, Traiane, m-a șocat faptul că toată lumea punea mâna pe mine când vorbeam. În Occident nu ești atins, nimeni nu te atinge. Și stăteam de vorbă cu bărbați și cu femei și îmi puneau mâna pe genunchi, pe umăr. După aceea m-am obișnuit, dar inițial am fost șocat. Uitasem că noi în Europa răsăriteană suntem mult mai tactili. Deci, din multe puncte de vedere, a fost nevoie de o adaptare. E a scris un articol pe Contributors, cine l-a ucis pe Nichi Ceaușu, comunismul sau capitalismul. Și episodul acesta apare și în carte. E vorba de o istorie tragică. Un prietenul dumneavoastră care este mutilat de regimul comunist și devine un om frustrat, incapabil să se mai regăsească, să-și regăsească un sens, care dă vina totdeauna pe ceilalți pentru problemele pe care le are, fără să facă nimic, așa îl descrieți. Dar prietenul acesta al dumneavoastră pare a fi însăși cumva România acelor ani 90. România, mulți așa erau, mutilați de regimul comunist, incapabil să renască cumva, poate. E absolut adevărat. A fost o tragedie îngrozitoare, ne-a șocat pe toți. Și tot ce am făcut noi, și eu și prietenii din Constanța, ca să-l ajutăm, nu s-a putut face nimic. Ne-am gândit la posibilitatea că era și suferea de o boală mentală, dar în orice caz, se spune că o nenorocire nu vine niciodată singură. Omul ăsta a avut parte de atâtea tragedii în viața lui. A avut o soră mai mare cu sindromul Down, adică cu handicap, de care familia a avut grijă. Au iubit-o și au îngrijit-o în casă până când au murit toți din jurul ei. Tatăl lui Nichi, care era comandantul vasului Ardealu, în 56, în timpul campaniei din Sinai, a fost trimis cu medicamente în Egipt și nu s-a întors de acolo și nici până astăzi nu se știe în ce condiții a murit, pentru că este clar că a murit, că altfel dădea un semn de viață. Autoritățile au anunțat familia că s-a necat. Foarte improbabil ca un capitan de vas să se nece. Nu se știe ce a fost. După aceea, mama lui s-a recăsătorit cu un avocat, un om foarte cum se cade, dar pe care Nichi l-a respins în mod automat. El era, sau credea că este anticomunist, dar fusese așa de bine spălat pe creier,
încât atunci când comunismul s-a prăbușit, dintr-o dată a fost ca cel care a ieșit dintr-o închisoare după 20-30 de ani și vrea să se întoarcă înapoi pentru că nu se poate descurca afară. Și nu s-a putut descurca afară. Inițial, secția română l-a angajat ca freelancer să facă niște reportaje de la Constanța. Și le făcea bine, era bun, dar nu era pe fază. Era întotdeauna prea târziu, veneau alți corespondenți cu știrea mult înaintea lui, pentru că el dobândise un grad de comoditate la care nu renunța. Unii ar spune că era cam leneș. Nu știu dacă e adevărat, dar și până la urmă a trebuit să renunțăm la serviciile lui. L-am recomandat la postul de radio local, Radio Sky, unde inițial iarăși a făcut față, dar la un moment dat și acolo nu s-a înțeles cu colegii pentru că avea, cum să spun, un complex de superioritate față de toți ceilalți și a fost trecut de la Descu Principal la muzică populară. De fiecare dată când mă duceam acolo, îl găseam mai decăzut. După aia a murit soția și a pierdut câțiva dinți, i-am lăsat bani să-și refacă dantura. Când am venit data următoare, nu și-o făcuse încă. Prietenii din Constanța l-au chemat de nu știu câte ori să-l ajute. Nu vroia, era și foarte mândru, nu vroia ajutor. Și până la urmă a murit în condiții foarte, foarte tragice și misterioase, pe o zi foarte călduroasă de vară, a fost găsit mort în baie. Într-adevăr, o mare tragedie și, dacă mai țineți minte, comentariile la acest articol au confirmat ce ați spus dumneavoastră, adică foarte mulți spuneau și eu am în familie un om ca el, am și eu niște prieteni ca el, care regimul comunist pur și simplu le-a amputat dorința de supraviețuire, instinctul de conservare. E un episod foarte interesant în cartea dumneavoastră, despre care n-aveam cunoștință. Povestiți despre un coleg al dumneavoastră de la BBC, Nichi Stoian, care a fost cel care a adus meditația transcendentală în România. Puteți să ne povestiți un pic această întâmplare despre destul de insolit, aș spune. Da, Nichi Stoian s-a căsătorit cu o franțuzoaică care practica meditația transcendentală. Și a început să o practice și el. Dar, cum spun acolo, Nichi nu făcea lucrurile pe jumătate. Și-a dat demisia de la BBC, a plecat în Elveția, unde era sediul mișcării, și a devenit profesor de meditație transcendentală. Ideea era să vină în România și să predea această disciplină, care este o tehnică de relaxare, la cei interesați. Eu am stat de vorbă de mai multe ori cu el și i-am spus: Nichi, ești inconștient, nu se poate să faci cursul ăsta în România, nu o să te lase regimul comunist. Și Nichi, sincer, m-a întrebat de ce să nu mă lase, este o tehnică de relaxare, n-are nimic politic și absolut nimic. Și spun în carte, cred că a dat dovadă de naivitate. A venit în România, nu știu exact toate detaliile, dar știu că a făcut toți pașii oficiali care trebuiau. A scris autorităților, a explicat ce vrea să facă, a dat amănunte, a dat toate detaliile.
Nu știu dacă a primit aprobările sau nu, dar la un moment dat lumea, unii au început să se înscrie, să vină la cursurile lui și după un timp, dintr-o dată, autoritățile care nu spuseseră, din câte știu, nici da, nici nu, dintr-o dată au devenit brutale, i-au ridicat pe toți cei care se înscriseseră la cursuri, mi se pare că și pe el. Cei care au participat la cursurile lui au fost trimiși la munca de jos, au suferit tot felul de acte de discriminare și Nichi a fost expulzat. S-a întors la BBC, a fost reangajat la BBC. După aia lumea și-a dat seama că este într-adevăr o tehnică de relaxare, meditația transcendentală. În Occident se practică pe scară largă, una dintre tehnicile de meditație. Deci, eu spun acolo, mulți l-au acuzat pe Nichi că a colaborat cu securitatea, după părerea mea sunt prostii. Nichi a dat dovadă de naivitate, a crezut că, cum au crezut și cei care au venit să facă cursul, au crezut că atmosfera s-a mai relaxat puțin, că e o schimbare. S-au înșelat toți. Ați mai vorbit cu el după aceea? Ați mai vorbit după aceea când s-a întors la BBC cu el să vă descrie ce s-a întâmplat? Nu, n-am mai abordat subiectul. Nici nu cred că îi plăcea să-l discute, pentru că devenise un subiect delicat. Ați venit cu copiii în România. Ce le-ați explicat despre România copiilor dumneavoastră? Aveți 3 copii. Da, am o fată care vorbește românește, pentru că mama ei era româncă, prima mea soție. Și am 2 băieți cu a doua soție, englezoaică. Ei nu vorbesc românește, deși îmi pare rău că n-am insistat. Cu cel mare, Dani, am început să vorbesc românește de când s-a născut și am vorbit timp de un an. Numai românește am vorbit cu el, bineînțeles, el nu vorbea încă, dar eu îi vorbeam numai românește. După un an, când a început să spună primele cuvinte au fost englezești. Pentru că mi s-a explicat, copilul va vorbi întotdeauna limba mamei, în primul rând. Dar ce este interesant, că 2 ani mai târziu, aproape 2 ani mai târziu după asta, când s-a născut al doilea, Adam, într-o zi eram eu cu ei acasă și trebuia să-i schimb scutecul lui Adam, care se zbătea, nu vroia să stea liniștit. Și atunci l-am rugat pe Dani, care avea aproape 3 ani, i-am spus în engleză, vrei să-l ții tu pe Adam ca eu să-i schimb scutul? Și Adam l-a pironit pe fratele lui pe podea, ținându-l de umeri, dar cum Adam se zbătea în continuare, deodată Dani a strigat la el în românește, stai cu minte! Am rămas țintuit locului, nu mi-a venit să cred că Dani, după 2 ani, în care nu i-am mai vorbit deloc românește, a ținut minte cuvintele astea românești. Atunci am regretat că n-am insistat cu limba română, dar era prea târziu. Ei nu vorbesc românește, știu să spună doar apă plată, vă rog, de când au venit la Bran. Au fost în România de 3 ori, cred. Prima dată ne-am dus la Bran, după aceea am fost odată la Poiana Țapului, de un reveion și la Sinaia și a treia oară cred că la București am fost. Dar nu, a treia oară am venit eu cu fiecare dintre băieți singur. Întâi am venit cu Dani și după aia cu Adam și ne-am dus la Constanța și la Munte și la București. Deci de 3 ori a fost fiecare. Bine, pentru ei sigur că a fost o experiență din toate punctele de vedere bună. În primul rând au descoperit mâncarea. Și nu zic mâncare bună, zic mâncarea. Pentru că până atunci se hrăneau, dar la Bran au descoperit mâncare bună. Și
După aia m-au rugat să le gătesc mâncărul românești și din cauza asta eu m-am apucat de gătit la un moment dat și am devenit un bucătar destul de competent în mâncărul românești. Ei sunt mai familiarizați cu mâncărurile românești, chiar și acum, după mulți, mulți ani, decât cu orice altă bucătărie. Le-a plăcut la mare, le-a plăcut la munte, le-a plăcut peste tot. Și soției mele, de ea nu mai spun, acolo au învățat băieții să schieze și acolo am fost în primăvara anului trecut cu soția și cu un cuplu de prieteni foarte buni italieni. Am făcut un tur de 8 zile în Bucovina și în Transilvania. Și am fost încântat când la sfârșit italienii mi-au zis, știi că am fost sfătuit să nu mergem în România, ne-au spus prietenii, unde să vă duceți acolo? Zice, dacă ar ști ce pierd dacă nu vin aici. Noi știm asta, ei nu știu.